Bonjour, dragii mei, bine ați venit în Grădina cu Idei. Sunt Monica și zilele astea, să știți că am stat și m-am tot gândit în fel și chip cum ar fi să readuc în camera de zi, în sufragerie, vechile decorațiuni pe care le aveam. Așa încât astăzi a sosit momentul să ne debarasăm de toate decorațiunile pascale, de care, sincer, să fiu, ne-am bucurat din plin. Adică ne-am bucurat mai mult decât ar fi trebuit, pentru că Paștele nostru tocmai s-a încheiat, așa încât e momentul să readuc în peisaj vechile decorațiuni, așa cum vă spuneam. O să mă apuc imediat de treabă, așa că rămâneți în continuare alături de mine să vedem care din decorațiunile pe care le-am avut înainte se reîncadrează în peisaj. Așa că haideți împreună cu mine la treabă și la strâns decorațiunile de Paști. Bineînțeles că în curând ne vom ocupa și de alte feluri, alte decorațiuni, dar deocamdată trăim momentul, trăim clipa, cum s-ar spune. A trecut Paștele, așa încât haideți la treabă și lăsăm vorbăraia.
rațiunile, așa cum ați văzut, și pentru că mi-a mai rămas ceva timp la dispoziție și chef în același timp, mă apuc de făcut o plăcintă cu mere. Am niște mere cam sclifosite, vi le arăt imediat cum arată, cam șifonate și îmi pare rău să le arunc, așa încât o să le transform într-o tartă de mere. Merele mele arată cam așa. Nu sunt cea mai bună stare, sunt, după cum vedeți, sunt puțin cam șifonate. Așa arată. Am și câteva din astea mai dure, dar o să le folosesc doar pe astea galbene. Ok, prima dată și prima dată am curățat merele. Ați văzut că arătau destul de jalnic. Le-am curățat și acum mă apuc de construit aluatul pentru tort. Pentru tartă, cum s-ar spune. Deci, o să pun ouăle. Patru ouă trebuie să fie. Așa. Așa. Patru ouă am pus. Nu o să pun acum și patru linguri de zahăr. Unu, doi, trei și patru. Lingurițe de zahăr. Și punem un pic de lămâie. Trebuie să pun și un pic de sare. Chico, dă-te jos. Chico, dă-te jos, Chico. Papușii tăi din moartă. Nu pot să fac nimic fără tine. Nu pot să fac nimic fără tine. Mă spălpui mâine acum. Ok. M-am spălat pe mâini, că nu pot să suport aici pe masă. Chiar nu pot să-mi suport deloc. Sare. O să pun un pic de sare. Ca să aibă și un pic de gust. Și cam asta e. Și acum amestecăm aici. Amestecăm cu piele. Deja miroase a rămâie. Așa. O să punem și iaurtul. Puteți pune orice fel de iaurt. Eu am iaurt cu aromă de prune. Dar puteți pune și mai așa simplu de care vreți. Așa. Asta. Așa, și știți ce trebuie să ne punem aici? Imediat vă spun ce trebuie să pun. Pun niște unt.
birthday to you. Simas. Happy birthday, dear Nicu. Numai că e cam goală în tașca să vadă că ai șampanie. Invers, cu în partea asta. Hai, suflă acum. Hai, că mi se arde toate. Hă? Da, filmez, filmez. Hai, că mi Vai, se... încep. Că mi se... Să fac să suflu. Sufri, dar păi și poți să faci. Din partea asta să mă văd. Da, hai, hai, suflă. Nu reușesc. Haide! Mai bine ați revenit în grădina cu idei. Înainte de a vă arăta ce cumpărături am făcut astăzi, pentru că am mutat cumva ziua de făcut cumpărături marța, pentru că e un pic mai liber magazinul și Nicu ajunge mai devreme acasă. Înainte de a vă arăta ce anume am târguit, vreau să vă povestesc ce am făcut noi astăzi la școală, astăzi, dis de dimineață. Printre altele, a trebuit să transferăm un pacient care, întins așa pe pas, să-l transferăm în caroțină, adică în scaunul cu rotile, ceva de genul ăsta. O manevră destul de simplă la prima vedere, însă implică foarte multe manevre de care trebuie să avem grijă, evident. Eu am descurcat destul de bine, spun, dar rămâne de văzut pentru mâine, pentru că mâine avem și alte manevre de realizat, de făcut, da? Conform planului profesoare. Așa că v-am povestit ce am făcut la școală și acum o să vă arăt ce anume am târguit astăzi de la nemaipomenitul nostru magazin. Astea sunt cumpărăturile, după cum vedeți, nu sunt foarte multe, și mai sănătoase și mai puțin sănătoase, dar o să încep din partea asta cu aceste punguțe cu triangolini, cu quinoa și cu porumb, pe care eu le consum dimineața când merg la școală. Un pachetel din asta îmi ține de foame până la ora 1 când termin programul. Urmează după aceea două cutii din astea de lapte, asta e de secar, așa, asta e de pardon, de migdale. Patru borcanele de iaurt, la fel așa, astea sunt foarte bine primite dimineața la micul dejun. Un borcan din asta de pasata de pomodoro roșii în bulion și după aceea mai am și niște biscuiți din astea italienești, tarale integrale, evident făcuți din făină integrală. Am luat o pâine. Așa, cam tare pâinea asta. N-am mai nimerit-o ca rândul trecut moale și proaspătă, un pic cam tărișoară. Am luat după aceea două ciocolate cu alune, un borcanel din asta, mă rog, o casserolă de hummus clasic și iarăși niște șnițele vegetale, acestea pe care le vedeți aici. Așa. Mergem după aceea mai departe cu piadina. Piadina, tot piadina bio, acum din făină, mă rog, din bio, pe care o să o umplem cu salată. Avem salată și mai am apoi aici și o serie întreagă de feliate din astea, de prosciutto, cotto și mie îmi place mai mult asta cu bolonia. Asta îmi place mie mai mult. Deci o să le umplem piadina cu feliate, cu salată și mai avem după aceea și, știu că aveam, dar nu sare în ochi acum, am luat și niște, stați așa, să văd dacă le-am pe aici, nu le-am, niște felii de brânză, care acum au dispărut din raza mea vizuală, dar am și, hai să mai uit o dată, aici nu. Am feliate din astea vegetale, clasic. Le-am găsit. Cine caută, găsește. Am găsit și feliile astea de brânză. Deci, piadina o fac așa, cu din asta, cu brânză, cu salată și cu feliile pe care tocmai vi le-am arătat. Feliile astea de prosciutto sau de bolonia. Printre altele, am mai cumpărat și niște paste din astea cu ciuperci. Așa, astea vi le-am arătat, sunt niște feliate clasice, bogate în proteine, cică, astea, și asta la fel.
După aceea niște crochete de verduri cu dovlecel și busuioc. Arată foarte încântător aici. Ok, nu știu pe unde am rămas atunci când v-am arătat, dar cred că v-am arătat astea, nu? Parcă așa, că trebuie să vă spun că între timp am vorbit și cu sora mea, așa că... Dar nu știu dacă v-am arătat astea. Asta parcă vă le-am arătat. Am pierdut ritmul pentru că între timp vorbesc cu sora mea și nu știu pe unde am rămas. Vă arăt pastele astea. Astea feliate care și pe asta vi le-am arătat. Tortilla, salată. Am luat acolo și niște păstăi ca să le fierbem, să fie așa, să vreau să le fac un pic de usturoi și cu un pic de ulei de măsline, mere, cartofi și ceapă. Am luat tortile, v-am arătat. Și cam astea sunt cumpărăturile. Mai am și câteva lucruri care nu sunt alimentare. Bineînțeles, am luat pentru Chico stixurile astea, care lui plac. Când plec dimineața la școală, îi dau un stix. Am luat iarăși astea, care sunt preferatele lui. Astea mi se par un pic mai scumpe. Sunt mai de firmă, așa. Niște crochete din astea pentru să le ronțăi dimineața. Așa, mai am iarăși stixuri. Așa. Și mai am după aceea, iată, am luat și acestea, care sunt niște profumatoare, niște astea care parfumează. Am de gând să pun una din astea în baie, exact acolo unde e litiera lui Chico, ca să vină așa o aromă de lavandă. Așa, și mai am una pe care vreau să o pun la fel pe hol, ca să... Tot așa, să aibă un miros mai plăcut. Deci două am luat, unul în baie și unul pe hol. Așa, am luat după aceea iarăși un detergent, aici, detergent de rufe, maxitrat, nu prea mai aveam. Am luat după aceea iarăși pentru Chico Felix, că de asta mănânc, și am luat și o serie întreagă de șosete, vreo 20 de perechi de șosete aici, la un preț destul de bunic, el aș putea eu să spun, și le-am luat așa colorate, ca să nu se amestece, adică am luat așa 4 nuanțe și 5 de fapt, 1, 2, 3, 4, 5 nuanțe, ori câte 40 vin 20 de perechi, și ca să nu se confundă. Într-o zi dau de un fel, într-o zi Nico o să-și ia altă pereche și tot așa ca să nu se confundă. Prețul v-am spus că e destul de bun. Și cam astea sunt toate cumpărăturile. Ia, astea sunt.